să uiți porcările astea de amintiri. Să le uiți. Le dai dracu. Știi ceva? Mergi cu mine la Magda. Are o amică, un fel de aruncătoare de flăcări, una Zia. E moartă după eroi. Încă vii. Nu fii imbecil. Domnule locotenent, lucrurile nu s-au complicat de la ultimul control. Mai exact spus, nu s-au complicat prea rău. Schija dumneavoastră, uitați, s-a deplasat cu aproape un centimetru. Vedeți, a ajuns în fața unui țesut, care o poate face să devieze fie spre stânga, și în acest caz vă opereți fără niciun risc, chiar aici la Brașov, fie spre dreapta. Și în acest caz? Nu vă ascund, situația devine foarte periculoasă. Eu am și făcut un raport în acest sens. După ce ați fost văzut de comisie, a fost aprobat. Port în mine un fel de loterie. Aș putea face avere invitând lumea să joace pe schija mea ca pe o bilă de ruletă. Stânga, dreapta. Mor. Nu mor. Mă mir că nu v-a venit încă ordinul de reformare. Am înțeles că sunteți student la istorie. V-ați putea relua studiile. Nu mai există istorie, domnule colonel doctor. Mă tem că nu mai am ce studia. Încercați. E sfatul unuia care a oblojit așa cum s-a priceput victime din cele două măceluri mondiale. Veniți la control peste două săptămâni. Să trăiți. Să nu întârzi. Trebuie să trec pe la tăierul batalionului. Țin cisterna stației la reparat de o săptămână și mi-a dat ordinul capitan să nu mă întorc fără ea. Am spus să nu întârzi. Și pe urmă trebuie să merg la depozit, să iau niște motorină. Ordin. Exact. De la... Nu știu cum să spui că ție pe cap numai chestii de-astea imposibile. Nu te ocolezi deloc greutățile vieții. Nu toți avem harul de a ne ocupa de mărunțișuri atât de delicate. Te duci să vezi creația doamnei von Horst? Se zice că ar fi vopsit la tablourile întregul regiment de tancuri comandat de Bărbasu. Ce să caut? Ajunge din partea noastră un singur admirator. Führer Vogel, Hauptmann Wolf, Hauptmann Cerner. Merci. Aber versicht, mein Herr, Hauptmann Wolf ist ein Kenner. Frau Generalin, übertreiben. Bestenfalls ein Dilettant. Wahrscheinlich. Aber mit Argusaugen. Verblüffend diese zarte, heitere Komposition, gemessen an der dramatischen Lage draußen. Eine Anspielung auf die Lage an der Front? Als Offizier muss ich die Frontlage immer im Auge behalten. Wenn ich zurzeit auch nur der bescheidene Aufseher eines Radiosenders bin. Sie wissen doch, wie es an der Ostfront aussieht. Zumal in der Moldau. Wenn ich meinen Mann richtig verstanden habe, gibt es da die Aberstellung Donau-Karpaten. Dann gab's... ein difficile mot, je ne sais pas. Nemo, Nemo... Nemo Loasa. Oui, c'est ça. Sagen wir Murli. Klingt afrikanisch, exotisch. Also, diese Stellung soll absolut uneinnehmbar sein. Verzeihen. Aber ich finde, hier ist weder Zeit noch Ort, auf Einzelheiten einzugehen. Mit oder ohne Moorlinie. Der Endsieg ist im Reich und sicher. Also jetzt verstehe ich Ihre Inspiration, die ähnlich einer kindlichen Heiterkeit
die typisch deutsch ist. Vous avez très bien compris. Sie sind zu liebenswürdig. Einen Augenblick bitte. Verzeihen Sie, Protokoll. Excusez-moi. Wunderbar. Ați fost la spital? Da, am fost la spital. Ce v-a spus doctorul la control? Totul în regulă, sunt sănătos tu. Dacă vă ajută faptul că mințiți, e în regulă. Am vorbit și eu cu colonelul la telefon. Și? V-a spus că mă și vede dincolo printre cei fără de prihană? Iar o să prindem bariera. Aveți un chibrit? Nu fumez. Uitați. Doctorul mi-a spus să fiți precaut. Cel puțin să nu jucați fotbal până nu va reuși să vă scoată schija. Despre fotbal i-a spus sau că am fost student la istorie? Despre ambele. Aceste inclinații umanitare, Mila și celelalte, al căror mărunt subiect sunt, au apărut, dacă înțeleg bine, în urma emoției estetice pricinuite de arta doamnei general von Horst. Înțeleg că nu-i agrează deloc de actualii noștri aliați. Vreți să spuneți ocupanți, domnule capitan? Pe front m-am simțit prizonier, nu combatant. Am văzut bătrâni, femei și copii, nevinovați, luați-o state și urciși ca niște câini. Și dumneavoastră îmi vorbiți de aliați? Vă dați seama că având schija asta, care o poate lua la stânga sau la dreapta, puțin îmi pasă dacă mă veți trimite în fața curții marțiale. Nu vă faceți griji în privința asta. Ați venit în subunitatea pe care o conduc de mai puțin de o lună. Practic nu ne cunoaștem. Totuși aș vrea să știu antipatia dumitale față de mine. Se explică prin faptul că n-am făcut frontul. Că sunt un învârtit, cum se zice. Nu, domnule capitan. Ci pentru că vă place pictura doamnei general von Horst, fără să vă silească nimeni. Am făcut rost de piese de rezervă. Cisterna a trecut înapoi? Încă nu. Ceva nou? Domnul sublocotenent Paul Cristescu trebuia să fie la subunitate de o oră. Voi fi nevoit să iau măsuri. Vă rog să preveniți. Vă este și subordonat, nu numai prieten. Sunt convins că iar e la... Prietenul meu este un dușman declarat al ascetismului. Am înțeles că i-ați ordonat să nu se întoarcă fără cisterna reparată. Saltinele la loc, mărși! Timp înainte, mărși!
lucrează. Also. Trăiți! Continuați. Ceva nou? Să trăiți, să trăiți! Nimic dolent, liniște pe toată linia, poate mai mult ca niciodată. La batalion? E domnul Marinescu, căpitan de serviciu. De pe front nimic. Ce știm e din comunicare de dimineață. Domnul sublocotenent Cristescu a dat vreun telefon? Încă nu. E și el tânăr, știți, și... A venit curierul? Da. Domnent, aveți vreo un pic. Mă scuzați, am uitat să vă raportez. Oficial. S-a întâmplat ceva, domnule? S-a. Nu mai sunt locotenent. Găsești ceva de arat, arnea petrică. Ei, și eu ca săranul, domnul locotenent. Altceva ce să fac? Glia și pușca. Numai că nu-mi dă voie să-l semăn. Vine ea și vremea aia. Ana Lodogaru zice că o să vă întoarceți în sat. Să fiți învățător. În locul lui domnul Tiberiu, care a murit azi primăvara. Cine e Ana asta? Una bălaie. Una de-o crescut ca din apă. Nu a ieșit încă la Hora. Era vorba să mergeți la fratele meu la țară. Am fost. Numai că Sila fuge de acasă de două ori. Cum a plecat? Să te caute. O să plecăm în curând. Thank you.
ești, Arecule? Bine, aștept. Salut, Arecule! Ce faceți, domnule? Țineți veștile pentru voi? Noi ne preferim aici cu muzică simfonică. Auzi, Arecule, stai puțin! Stai puțin! N-auzi, domnule, să aștepți? Domnule Căpitan, sunt chiar cele de trebuință? Auzi, Arecule, chestia cu piesele de schimb nu mai e presantă. Întrebați-i cu frontul. Da. Am spus că nu mai e presantă. Așa deodată? Până acum m-ai nebunit. Am dat 1000 de telefoane în Germania după lămpi și condensatoare. Foarte bine. Când ori veni, sunt bine venite. Deocamdată ne-a făcut rost, domn capitan. Are metodele lui. Mai bine spune ce e cu frontul. N-avem încă nimic. Poate la 10 comunicatul marului stat major. Și cu muzica asta de mormântare, de ce a schimbat programul? Ordin. Cred că tocmai din cauza situației de pe front. Dacă e ceva nou, mă suni. Se poate, domnule inginer? Da. Te țin la curent. Salut. E ofițerul de servici de la Radio București. Când piesele de bază ajung la 50% uzură și n-am altele de rezervă, mă apucă insomniile. V-au costat mult? Enorm. 3 seri la rând a trebuit să ascult panseurile despre arta la doamnei general von Horst. Plus admirația față de expoziția ei de pictură, care culme. Nu e prostă. Mă rog, în seara asta, toată lumea e invitată la noi la masă. E, ce spuneți? Postul nostru. În curând vom transmite un important comunicat pentru țară. Cât de curând, dragă? Înțeleg că ați călătorit dificil. Nu v-a spus, doamna? Cavai de lume. Pe culoar, într-un picior și cu geamantanul în brațe. Cine are unde pleca, fuge din București. Bieți oameni. Au prins frica fortărețelor. Și nu numai a lor. Chiar și a situației de pe front. Încă meu generalul abia a pătruns astăzi la marele stat major, la prietenii lui. Toți erau ca pe jar. Știți, trebuia să se asigure că îl scapă pe Petrica de armată. Stai și tu jos. Cine e Petrica? Fratele meu. Se vorbește pe față de armistițiu, de pacea cu rușii, cu aliații lor. Sunteți doldora de știri. Cât toate radiojurnalele în ultimele 6 luni. Dar nimeni nu știe nimic cu adevărat. E vorba și de un alt guvern. Și partidele? Și Antonescu. Și cine credeți că o să-și asume acum răspunderea? Comuniștii. Unchiul meu spune că nu este exclus deloc. Înțeleg, Brahms, Brahms, dar nu tu un fox, un tango? Locotenent Radu Gherghina la aparat. Am onoarea, domnule major. Nu n-a sosit încă niciun agent. Am înțeles, domnule major. Oancea! Domn caporal! Oancea! Ordonați! Fuga după domn capitan! Hai! Hai! Am înțeles!
spectatori, nu părăsiți postul nostru. În curând vom transmite un important comunicat pentru țară. Ce s-a întâmplat, domn caporal? Ce comunică? Trăiți, domn capitan! Un ordin urgent de la batalion! Vă rog să-mi permiteți să plec! Trebuie să trec și face alte securități! Ești liber! Trăiți! Stejar, extremă urgență. Pervo! Dublez imediat sentinel. Consemn general. O singură somație la 50 de pași. La orice nesupunere se trage fără alt avertisment. Executare. Am înțeles! Cine bate? Când unul, când altul. Pot să dau un telefon? Facem una. Facem una, Cristian. Alo, domnișoara Magda? Domnișoara Zia, vă rog să mă iertați. Cu domnul sublocotenent Paul Cristescu, vă rog. Alo, Paul? Auzi, imbecilule. Îți tragi izmenele și într-o secundă pornești cu cisterna spre stație. Ce ăia de la aprovizionare, imediat, auzi? Altfel te împuși cu mâna mea. Încheiați-vă la veston. Cât timp ne ajunge motorina din rezervor? O zi și o noapte, dacă alimentăm numai postul. Locotenent Gherghina, vă încheiați la veston, vă puneți la punct ținuta, luați o mașină și mergeți personal să aduceți cisterna la stație. Domnule capitan, din păcate am fost reformat. De altfel chiar la insistențele dumneavoastră. De acum încolo mă voi ocupa cu de-ale istoriei. Locotenent Gherghina, atât timp cât port haina militară, te rog să respect! Domnule capitan, am trecut pe automat. Dacă apare vreo pană de curent, motorul e singur din urmă. Încheiați-vă la veston, vă rog. Cred că doamna general von Horst n-ar admite nici în tu capului să-mi facă portretul pentru asemenea ținut. Stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii sale, liber luate, este dușman al neamului nostru. Români, dictatura a luat sfârșit. Și cu ea toate asupririle. Noul guvern însemnează începutul unei ere noi
în care drepturile țării tuturor cetățenilor sunt garantate. Români, de curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independența împotriva oricărui atentat la mama, dreptul nostru mama, de a ne hotărâ singur soarta, depinde viitorul țării noastre. Lazare, tu ai ceva scule la tine? În afară de scule de mașini, nimic. Eu am doar pistolul. Ah, da. Cu ăla chiar că i-am dat gata. Ce facem? Dai drumul. Poți să pună mâna pe gară. Domnule capitan, să trăiți. Am onoarea să mă prezint. Sunt sublocotenentul Paul Chistescu. Trebuie să ajung neapărat la subunitate, la stația Radio România. Trebuia de mult. Acum nu văd cum vei putea trece. Dați-mi, vă rog, o pușcă, mitralieră și ceva muniție și ne descurcăm noi. Cu cine mai sunteți? Cu un caporal și o cisternă. Numai pe la barieră. Dacă tragem noi spre peron. Cine e comandantul subunității? Domn capitan Cernea. Tragi cu asta în tot ce vezi că mișcă și vrea să ne oprească în drum. Și dumneavoastră? Și la mulți ani, Alecule. Să ne fie cu noroc. Cum e la voi? Slavă Domnului cu obosura și pasta. Se dau lupte. Se apără capitala de unitățile germane staționate în jur. Lupte foarte grele. Unitățile germane din oraș au și fost capturate. Obiectivele de urgență întâi sunt deja în mâinile noastre. Să sperăm că ne vom descurca. La voi? Din informațiile primite, surpriza e că am uluit pe nemți. Greul luptei se dă la aeroport, pe dealul Varte și la gara Bartolomeu. Uite care e ordinul. Ordin, nu dispoziție. Trebuie asigurat obligatoriu transmiterea programului prin voi. La nevoie să fiți în măsură să preluați transmiterea directă pentru toată țara a programului din capitală. Dacă băneasa nu va mai putea emite.
comandantul subunității aici și te ascultă. L-am informat că o să vorbim. Și pentru voi și pentru ei. E ordin din partea marului stat major. Stația trebuie să transmită cu orice preț. Nu vă simțiți bine, domnule Radu? Nu. Cred că... puțin aer o să-mi facă bine. Sunteți îngrijorată? Da. Aici de la fântână. Sunt locotenentul Cristescu. Încă nu. Să trimit după doctor? Nu. N-are ce să-mi facă. Mi-e teamă că schija mea a luat-o pe căi greșite. Vă duc eu cu mașina la Brașov. Nu. Mi-e teamă că n-am să pot. Și nu acum. Ce ați luat? Aspirină Bayer. Don Len. Eu sunt aici. Alo? Să trăiți! Garnizoana la aparat. Capitanul Cernea, urgent. Imediat. Domn capitan Cernea la telefon! Garnizoana!
Poarta, domnule. Aplicați ipoteza C. Executare. Lăsați, domnul capitan. Vă duc eu la telefon. Alo! Gheghina! Gheghina, tu ești! Pârvu sunt! Pârvu! Vin cu 10 oameni și mă scot de acolo! Domn capitan! Lăsați-mă pe mine! Femeile și copiii se coboară în solul blocului! Până de foc! Nu primești nici viața oamenilor! Aplicați cu stictețe ipoteza C! Gara! Alo, Gara! Alo, Gara! Gara! Alo! Gara! Să aici, domnule. Alo, batalionul! Alo, batalionul! Alo! Încet, încet, domnule. Alo, batalionul! Nu te duci! Nu te duci! Nu te duci! Aduc afară aici! Thank you.
capitan. Ai un sanitate! Für den kleinen Scherz mit dem Telefon bitte ich um Ihr Verständnis. War aber ein praktischer Einfall, wie Sie selbst einsehen werden. Überrascht hat mich bloß der ungemein zähe Widerstand Ihrer Leute. Wir müssen uns unverzüglich sprechen. Ce înseamnă ipotecace? Adică cum ar fi, chiar de-ar fi să murim toți, toți, dar să nu credem obiectiv. Bravo! Jawohl! Ein wahres Glück, dass Sie hier die Wache kommandieren. Befehlen Sie die Übergabe des Senders. Schulter. Vă simțiți mai bine? Am mișcat bucățica aia de șrapnel. Nu s-a mai potolit. Baricadăm și ferestrele. La șase trebuie să deschidem normal. După cum au atacat, vor să deschide ei. Se vede că au nevoie de stație. Cum e? De domn capitan nu știu nimic. Ori e mort, ori este prizonier. Femeile, copii? În adăpost. Domn capitan a ordonat. Wurde noch immer bestraft. Da haben Sie es. Sie selbst in dieser traurigen Lage, das Land im Eimer, eine Beute der Bolschewiken. Wir werden selbstverständlich den Putsch ersticken. Und Bukarest dem Erdboden gleich machen. Haben Sie nicht zu großes Vertrauen? Man sieht, dass Sie die Schlagkraft des Deutschen Reichs gehörig unterschätzen. Für unsere Unabhängigkeit haben wir immer zu kämpfen gewusst. Und doch heute haben wir noch genug Kraft, die Freiheit und die Unabhängigkeit unserer Nation zu erkämpfen. Worte, Worte, leere Worte, Herr Hauptmann. Der Führerbefehl eröffnet das Morgenprogramm. Herr Hauptmann? Ich weiß schon, Herr Major. Punkt 6 werden Sie in der Zentrale der Sender stehen. Da, da, în oraș obiectivele sunt în mâinile noastre. Acum dăm lupte grele în gara Bartolomeu, pe dealul Barce și aeroportul Ghimba. Da, da, s-au luat măsuri pentru interceptarea coloanei inamice dinspre Bran și pentru întâmpinarea unui eventual atac dinspre Olt. Tovarășu Marariu. Un moment. Stația Radio România a fost atacată. Am fost acolo. Sunt încercuiți. Rezistă. Stația a fost atacată. Sigur că da, da, da. Da, da, am înțeles. Tovarășu. Conducerea Partidului Comunist cere tuturor forțelor patriotice și muncitorilor de la IAR, Metrom, Roger Tohan, Căile Ferate să sprijine acțiunea unităților militare. Apărarea stației Radio România a devenit în aceste clipe un obiectiv de maximă importanță. Tovarășe Tudose, vom organiza de urgență un detașament de luptă. Ai misiunea să iei legătură cu ei.
Te stric oricum poți. Stația trebuie să rămână în mâinile noastre cu orice preț, pentru a putea transmite în orice moment știrile și dispozițiile noului guvern. Achtung, Achtung! Hier spricht der Sender der 8. Deutschen Armee, Heeresgruppe Süd, Oberbefehlshaber General Oberst von Friesner. Es ist jetzt 6 Uhr 0 Minuten. Wir senden den Führerbefehl Nummer 3241 vom 24. August 1 Uhr und 55 Minuten. Im Wortlaut des OKW Nummer 00102394 Quides. Der Führer befiehlt. Die Verräterklick von Bukarest ist sofort zu verhaften. Es ist eine neue Regierung zu bilden, unter Vorsitz eines deutschfreundlichen Generals. Mit der Durchführung dieses Befehls wird General Gerstenberg betraut. Der deutsche Gesandte in Bukarest wird ihn hierbei tatkräftigst unterstützen. Den beiden werden sämtliche deutsche Kräfte in Rumänien unterstellt. Ganz gut, ganz gut. Aber alles mit der Ruhe. Vor allem, wenn das Programm rumänisch läuft. Um 7. Noch vor Beginn der Nachrichten wird der Befehl wiederholt. Und vielleicht auch um 8. Ja! Von der Ausführung dieses Befehls hängt vielleicht die ganze Zukunft der Front ab. Wenigstens in diesem Augenblick. Sie müssen nichts weiter tun, als die Übergabe des Senders zu ermöglichen. So viel. Bedauere, das Telefon ist stumm. Deine verehrte Kugel. Keine Angst, Rosemarie. Die technische Seite übernehmen wir. Und etwas Feuer unter die Kessel, Herr Hauptmann. Übrigens, General von Horst und seine charmante Gattin richten an Sie die gleiche Bitte, Herr Hauptmann. Ich schließe daraus auf eine intime Beziehung zur Familie des Generals. Raus! Thorsten! Das und die Intimität unserer Beziehungen zu klären. Alle! Ich gestehe, Herr Hauptmann, dass ich diesen Anfall von Patriotismus einfach absurd finde. Aberrant! Im Augenblick stehen 600.000 deutsche Soldaten auf rumänischem Boden. Das müssen Sie doch begreifen. Wir können uns einen Zusammenbruch der Ostfront einfach nicht leisten. Aber in dieser bescheidenen Wachstube entscheidet sich ein großgewagtes Spiel. Sie haben doch Ihre Gattin hier und Ihren Sohn. Sie können auch diese Nacht das Land verlassen, nach Deutschland gehen oder wo Sie sonst hin mögen. Übergeben Sie uns bloß den Sender. Nehmt ihn euch doch. Acum cred că e momentul. Fii atent. O ții așa pe lângă pădure, când ajungem la 200 de metri, cași pedala până la fund. Înțeles. Lazare. Da, da, sunt locotenent. Și mai e ceva. Hei. Să nu cumva te-a pus să mori. Și dumneavoastră? Eu mă fac iar călăreață de circ, Lazare. Lăsați-mă pe mine, lăsați-mă pe mine, domn sublocotenent. Vă rog mult, vă rog eu din suflet, domn sublocotenent. Te-aș lăsa. Păi? Dar nu știu să conduc. Dă-i drumul, Lazare. Dă-i drumul. Fuck!
Domnul locotenent, sunt șoferul Lazar Costel. A durat atât pentru că știți și dumneavoastră, ăia cu hârtiile lor. Poliți imediat cisterna! Poliți imediat cisterna! Puneți găleți pe unde se scurge motorina! Unde este domnul sublocotenent Cristescu? I-am spus, dolocotenent, l-am rugat să mă lase pe mine, să mă leg acolo sus. Dar dânsul n-a vrut, a zis că nu știe să conducă. Și uite Radio București și Radio România. Intră în drepturile lui. Regimul politic pe care îl vom înfăptui va fi un regim democrat în care libertățile publice și drepturile cetățenești vor fi garantate și respectate. România consideră de azi înainte Națiunile Unite ca națiuni prieteni. Recunoașterea de către guvernele din Moscova, Londra și Washington a nedreptății României datul de la Viena,
deschide posibilitatea ca armatele românești, alături de armatele aliate, să elibereze Transilvania de Nord. Atențiune! Comandă la mine! Eine Bewegung. Vielleicht versteckte Zivilisten. Tomlin, poate fi mai bine să atacăm poarta. Am vedea să executăm capitan Cernia. Și eu aș fi curios să aflu. Ori a căzut la primul asalt, ori... Ori s-a lăsat pur și simplu prins de nemți. Nu se pardonă. Herr Hauptmann, mein Plan war ein ganz anderer. Sie selbst haben diesen Weg gewählt. Fesselin, komm. Noch ließe sich alles einrenken. Befehlen Sie die Übergabe des Senders. Wozu die vielen unschuldigen Opfer, zu denen letztlich auch Ihre Frau und Ihr Sohn gehören werden? Sie verrennen sich in eine überholte, lächerliche Idee. Raubmann! Ist der Sender noch nicht besetzt? Der Feind verteidigt sich heldenhaft, Herr Major. Ach was! Lassen Sie das. Wo befinden sich, Herr Major Vogel? Für Führer und Vaterland gefallen, Herr. Um 10 Uhr senden Sie aus den Befehl des Führers, auch den Befehl des Stabskommandos Ukraine Süd an alle in Rumänien. Wenn Sie dem Herrn Generaloberst einen Vorschlag machen wollten, wenn alles so schief gehen sollte, schlage ich vor, den Sender zu zerstören. Wir schießen ihn einfach zusammen. Ach nee. Wir benötigen den Sender funktionsfähig,
Herr Hauptmann, und das bis 10 Uhr. Ich bestehe trotzdem auf meinem Vorschlag. Das nur in dem Falle, dass Ihre Einbildungskraft total eingefroren ist, Sie Unternehmer, nicht so eine ausdrückliche Befehl. Ihre Anwesenheit hier würde meine Vorstellungskraft ungemein anregen. Seit Major Vogel gefallen ist, fehlt mir die Muse in Gestalt einer Höhle. Der Generaloberst setzt ein volles Vertrauen in Sie, Herr Hauptmann. Meine Anwesenheit wird dringend anderorts benötigt. Haben Sie recht, Herr Major? Hallo? Als wir letzte Woche rapportiert. Hallo? Hallo? Chi ti svolge? Non c'è la padiglione di faccia. Allo! Tutte dosi di grenade fiecare. Battaglione! Numero grenade le personale. Anzeles, da dove? Padiglione sei singolo mio punto slab. Executare. Noi lo siamo noi. Am spus al meu, nu al nostru. Battaglione, bravo! Ormas fără apărare. Executare. Allo! Allo! Allo, battaglione! Au început să sape pe lângă gard. Caută cablul care ne leagă de București. Vor să-l taie. Sunt de aproape? Nu chiar, dar pe direcție. Băieții lui Ionuț au și pus mitraliera pe ei. Și telefonul toate... N-aveau cum. O fi căzut vreun obuz în puțul cu branșamente. Am să încerc eu să văd ce și cum. Poate că mă stercor. Te iubesc viu, nu mort, Neacrișane. Motorul. Asta e misia dumitale. Nea Petrica, urci mitraliera pe clădirea cu turn din dreapta. Lica servant pe lica stratulat. Trageți numai când vă fac eu semn cu mâna. Lică? E șmecherul ăla? E șmecher, dar trage bine. Executarea. Înțeles. Mulțumesc. Ce viteaz și priceput era atul său. Așa când te uiți la el, nu pare cine știe ce. Am auzit că a avut o iubită la Ploiești. Am urmare. El băiat de la țară, ambițios și idealist, ea fiica unui inginer din petrol. Numai bun, se cunoșteau din liceu. A murit într-un bombardament, săracă. Schlag 10 muss der Sender in unserer Hand sein. Bisher sind unsere Angriffe alle gescheitert. Bisher. Ich habe nämlich in Erfahrung gebracht, dass dort im Erdgeschoss des linken Flügels Zivilpersonen Schuss gesucht und vorläufig. In genau 10 Minuten stürmen wir diesen Keller und machen alle zu Geiseln. Ihr greift in zwei Wellen an. Der erste Angriff 9.20 Uhr. Den führen Sie, Thorsten. Sollte er stecken bleiben, tritt Ihr Zug an Leutnant Miller. Sollte der Sender sich bis 9.45 Uhr noch nicht ergeben haben, werden sämtliche Geiseln niedergemacht, und zwar ohne jede Ausnahme. Domnule locotenent, dânsul este tovarășul Tudose, comunist. Trupe germano-ortiste au năvălit dinspre intrându-se secuiesc. S-ar putea să le vină în ajutor. Sunt mulți? Două batalioane. Bărbu! Bărbule! Odoați! Te duci imediat și minezi pupitrul stației. Tragi firele și aduci explozorul aici în culoare. Dacă va fi nevoie, domnul inginer Stoica va apăsa pe manetă. O să fie nevoie de omlet. Nu știu. Partidul ne cere să rezistăm până la capăt. Cu orice preț. Succesul întregii operațiuni depinde și de ce se va întâmpla aici. Fiți liniștit. Aici noi suntem stăpâni. Părvu, înțeles. De tovarășul capitan Cernea, mai știți ceva? Nu știm nimic. Ar putea fi mort sau... Ah!
Wollen Sie wissen, wie spät es ist, Herr Hauptmann? Bitte. Jetzt können Sie auf die Uhr sehen. Ich bin nicht neugierig. Vielleicht haben sich doch ein paar der unseren beim Eingang festgesetzt. Dieser Traum ist ausgeträumt. Halt dich bereit. Das Los will dir die Siegespalme reichen. Până ne-a trimis aici la bronzat. Eu nu mă supăr. Să iei ei toate decorațiile. Taci, mă. Fără comandă nu tragem. Herr Schon, Sie werden wieder Nein sagen. Sie gehören der gefährlichen Spezies an, deren Vertreter von der Unfehlbarkeit ihrer Sendung überzeugt sind. Und wenn ich Sie trotzdem um die Übergabe des Senders bitte, tue ich das aus purem Exhibitionismus. Ein letztes Mal also. Übergeben Sie mir bitte den Sender. Damit es nicht heißen kann, seht, nicht alles versucht. Falsch.
Es gibt noch andere Möglichkeiten. Sie zwingen mich allerdings ganz erbärmlich zu handeln. Und das werde ich Ihnen nicht verzeihen. Înseamnă că mai au rezerve, cum așteptam. Așa! Numai câteva clipe! Da, da, dumnealui, e foarte ocupat cu lupta acum! Numai... Dorocotene, i-am găsit hiba, vorbiți! Alo! Alo! Nu se aude nimic! Nu înțeleg nimic! Focă de cerare! Foc! Unu, foc! Da, chiar. Vă rog să mă iertați, domnule major. I-am oprit iar. Ascult! Da, permiteți-mi să informez pe ai mei. Batalioanele germanul Hortiste au fost oprite de ajutoarele pornite spre noi. Un pluton de vânători de munte. Gărzi patriotice. Mulțumesc să trăiți. Păi, atunci am potopit, domnule. Alo, domnule major? Domnule major, vă rog, unitatea trimisă spre noi, să nu atace decât la semnalul nostru! Alo! Alo! Stop! Altfel nemții vor trage cu tunurile și vor distruge stația! Alo! S-a întrerupt. Îi anunț eu. Care-i semnalul? Sirena de alarmă antiaeriană.
Știți pe unde? Pe unde am venit, nu? Noroc. Noroc, tovarășii Tudose. Gescheitert. Ihr Leutnant ist ein Teufelskerl. Mal sehen, ob er mehr als nur Köpfchen hat. Ansehen! Întindem jos. Ce-i, doamna Lent? Nimic. Ce să fie? Iar umblă putoarea deschisă. Mai umblă și ea. Ce să fac? Mă duc, domnule Grant. Măcar să nu fi fost degeaba. Thank you.
2, 3, 4. Halt! Halt! Jawohl! Attenzione! Attenzione! Soldat! Român! Viața comandantului Cerea este în mâinile voastre! Predați-ne stația! Attenzione! Aveți un singur minut! Viața comandantului Cernea în schimbul stația! Soldat român! Du mitraliera la mar. Înțeles! Mitraliera și un sac la mar. Exaltarea! Hai! Hai! Aveți 20 de secunde! Te rog! Acton! Vorwärts! Gherghina! Îți ordon să tragi! E tata. Domnule capitan! Sunteți în mâinile inamicului și nu mai puteți ordona! Am preluat comanda companiei! Nu ascultă nimeni decât de comanda mea! Los! Atențiune, ostași! Eu, capitanul Cernea, comandantul vostru, vă ordon foc! E tata! Tata! Tele! Tele, stai! Tele! Los. Ostași! Comanda la mine! Locotenent Gherghina, pentru ultima dată, predă stația. Pârvu. Trage odată cu mine. Domnend. E domn capitan. Gura. Odată cu mine. Toți odată cu mine.
Locotenent Gherghina! Domnule capitan, vă rog să mă iertați. V-am spus unele lucruri deplasate. Le regret și vă rog insistent să mă iertați. Ești un ostaș minunat, Radule. Soldați! Sunt mândru de voi! Alarma! Alarma! Ciocnirea inevitabilă cu forțele hitleriste, Partidul Comunist Român cheamă muncitorimea, țărănimea, intelectuali și pe toți cetățenii României la lupta fără cruțare, cu toate armele, împotriva dușmanului de moarte al poporului român, pentru asigurarea viitorului său. Salutăm lupta poporului român pentru cucerirea libertății și independenței naționale, pentru progres, pentru viitorul măreț al patriei.